Te salut, națiune, și îți urez bun venit la un nou clip, bun venit pe canal, bun venit la o nouă recenzie a unui hotel de 4 stele de data aceasta, sau mai bine zis, a unei camere și a unei experiențe la un hotel de 4 stele, însă suntem în Skopje, în Macedonia de Nord, așa cum este denumit oficial acest stat. Pentru mine este Macedonia, pur și simplu. Vorbim despre Hotel Alexandar Square Boutique Plaza, o denumire foarte interesantă. Parte a grupului Alexandar, mai este un hotel, Alexandar 2, la care am stat în urmă cu câțiva ani, la o stradă distanță, absolut superb și ăla. Deci dacă cumva veți veni în Macedonia vreodată sau vreți trece prin Macedonia și vreți să stați în niște hoteluri foarte frumoase, foarte curate, cu servicii de foarte bună calitate și la prețuri accesibile, vă recomand hotelurile acestui grup. Astăzi vorbim despre camera în care am, hai să zicem, domiciliat. O cameră foarte frumoasă, foarte chic, nu este extrem de mare, nu este uriașă, dar acoperă absolut toate necesitățile care ai nevoie. Aer condiționat cu unitate centrală de control, Wi-Fi cu viteză fantastic de bună, fantastic de bună, televiziune prin cablu de asemenea. Ai și un frigider cu minibar încastrat în acest dulap, plus un seif, desigur, dacă ai bunuri de valoare și vrei să le protejezi, nu vrei să le pierzi, nu vrei să fie furate. Și vedeți și voi că selecția în frigider este destul de bogată, destul de variată. De asemenea, ai parcare, dar atenție, locurile de parcare sunt limitate, tocmai datorită faptului că acest hotel este situat în centrul orașului, chiar lângă piața Macedonia, la 50 de metri de mers pe jos de piața Macedonia. Așa arată baia, cu o cabină de duș foarte mare, dotată cu tot ce trebuie, de la hârtie igienică, la șampoane, la săpunuri, la feon, la absolut toate prostiile. Foarte curat, în primul rând, foarte frumos amenajat hotelul. Nu este un hotel uriaș, este destul de micuț, dar de aici și denumirea, dacă vreți, de hotel de tip boutique. Patul foarte mare, foarte spațios, foarte confortabil și deși suntem pe alea centrală care duce în piața Macedonia și este foarte populată, foarte gălăgioasă, în momentul în care ai închis geamurile, geamul termopan, nu mai e parte de niciun fel de disconfort din punct de vedere fonic. Prețul unei astfel de camere este de 64 de euro pe noapte, pentru cei interesați. Din punctul meu de vedere, pentru un hotel de 4 stele, cu mic dejun inclus, micul dejun se ia undeva la subsol, la demisol, dacă vreți. Mai au și un bar propriu la recepție, cu o mini terasă afară. Pentru cei interesați, zic eu, prețul este extrem de bun, extrem de accesibil. De exemplu,
100 de metri mai încolo, la Marriott, tot 4 stele, plătești 110 euro, ca și termen de comparație. Iar condițiile nu diferă fantastic de mult, să ne înțelegem foarte clar. Pur și simplu este partea de branding. Spații de depozitare cât cuprinde, ai și un birou unde poți lucra, ai și o oglindă. Propriu zis, ai absolut tot ce trebuie pentru confortul personal. Repet, Skopje este un oraș absolut fabulos, iubesc orașul ăsta, iubesc în mod deosebit oamenii din orașul acesta, extrem de săritori, extrem de volubili, extrem de serviabili, extrem de deschiși, de comunicativi ar fi termenul, și cu care eu am avut doar experiențe absolut încântătoare când vine vorba de relaționare interumană. De urmare, dacă vreți o destinație turistică mai puțin cunoscută, între ghilimele, sau hai să zicem mai puțin promovată de către tur operatori, eu vă recomand cu toată încrederea să veniți la Skopje. Credeți-mă, nu veți regreta absolut deloc. Orașul este absolut superb. Drept este, necesită puțină curățenie sau puțin mai multă curățenie, dar ai foarte multe locuri de văzut, foarte multe lucruri frumoase și interesante de descoperit, și mai mult decât atât, istoria acestui oraș se regăsește la tot pasul. Vă recomand de asemenea să vizitați casa Maicii Tereza, de exemplu, care se regăsește la 250 de metri distanță de hotelul în care stau eu. Propriu zis, treci strada și mergi vreo 300 de metri, ceva de genul ăsta. Fabulos oraș, fabuloasă experiență, fabulos popor. Sincer, toată admirația și tot respectul față de poporul macedonian, cu care întotdeauna când am reacționat sau interacționat, n-am avut parte decât de experiențe absolut extraordinare. Pentru cei interesați de mâncare, absolut fabuloasă mâncarea în Macedonia și extrem de accesibilă, din nou. Repet, este o destinație de vacanță prea puțin cunoscută, prea puțin recomandată. Nu că mă simt obligat să recomand, dar credeți-mă, merită. Merită să vii să vizitezi măcar o dată în viață Skopje. Pune punct aici, națiune. Hotelul primește recomandare maximă din punctul meu de vedere. Un hotel de 4 stele care nu m-a dezamăgit absolut deloc. O chestie curioasă însă la acest hotel pe care am experimentat-o a fost experiența micului dejun, unde nu te duci și te servești, așa cum ești obișnuit la alte hoteluri, implicit cele de 4 stele sau de 5 stele, ci te duci și comanzi. Ai un meniu fix. Probabil chestia asta se întâmplă din cauza pandemiei, desigur, și pentru a evita contactul și transmiterea și așa mai departe, știți voi la ce mă refer, probabil s-a mers pe această variantă. În orice caz însă, ceea ce comandați, mâncarea este preparată atunci, pe loc, este servită caldă, asta dacă alegeți și preparate calde la micul dejun, și este absolut delicioasă. Pune punct aici, națiune, ăsta este Hotel Alexandar Boutique sau Square Boutique Plaza din Skopje, Macedonia. Dacă sunteți în trecere, vă recomand să treceți, să stați aici. Dacă nu, la fratele său, Alexandar II, care, ca specific, vine cu un design un pic mai neomodernist din punct de vedere al aranjamentului decorativ din camere și din interiorul hotelului. Ne vedem data viitoare, națiune. Îți mulțumesc pentru timpul acordat. Dăm voie să-ți urez întotdeauna toate cele bune. Numai bine!